Tragedie pe strada Unirii din municipiul Pașcani. Un tânăr de 35 de ani care circula pe bicicletă a fost lovit puternic de o mașină în apropierea casei sale la sfârșitul săptămânii trecute. Localnicul a fost proiectat pe trotuar, iar în urma impactului a suferit răni grave și a murit în ciuda eforturilor cadrelor medicale venite la fața locului pentru a-l salva. Întreaga comunitate îl plânge pe tânărul care a murit cu zile. Era tată la doi copii și un om muncitor, spun localnicii. Era mașinile oprite, era două mașini poliției, așa, și toată lumea era adunată. El era acolo jos căzut, o perioadă probabil că nu murise încă. Mi-a cerut să dau o lumânare dacă am și-am scos lumână și-am dat-o aprins acolo în stradă. Și pe urmă, la un timp, a spus că l-a declarat decedat, că nu mai mișca. Dar îl cunoașteți pe tânăr? Cunoaștem tânărul ei, ce avem cu noi aproape. Băie cu minte, o pus săracul năcăjit, de când l-a adus pe lume mama, o pus părinții năcăjiți. El era tot timpul în câmp, în campania, cum era la îmbalotat, la cosit, la aieste, nu. Și copii? Câți copii are? Are doi copii. În urmă au rămas multe întrebări la care se așteaptă răspuns din partea oamenilor legii. Cum s-a petrecut accidentul și ce viteză avea conducătorul auto? Oamenii spun că tânărul ar fi fost lovit din spate. Tânăr muncitor. Daniel. Dumnezeu să-l ierte. Avea și copii mici în întreținere. Da. Doi. Da, un băițel și o fetiță. E o zonă periculoasă aici, că aud frecvent accidente. Aici nu-i zonă periculoasă. Aici nu-i zonă periculoasă. Dacă, cum am auzit noi, că el merge cu bicicleta încoașă pe stânga, nu știm exact, dar cum s-aude pe stânga, el merge regulamentar. Din spate l-au luat, când pe dreapta trebuie să meargă mașina, n-avea niciun rost să vie pe stânga când l-au luat din spate. Nu l-a fi văzut, probabil. Nu știm. Dumnezeu să-l ierte pe acadie. Dacă un băiat tânăr și harnic. Nu bețâv? Eu mă mir cum de s-o dus el să iei o sticlă de vin pentru cineva. Nu știu dacă o lua din nou. Așa spune el. Așa se spune, că asta nu știu. Dar de preajma băuturii și a fumatului zero. Nu. Foarte cu minte. El nu bea, nu fuma. La locul accidentului ard necontenit candele, iar o fotografie cu cel care și-a pierdut viața este pusă pe un stâlp. Întreaga comunitate îl plânge pe tânărul care și-a găsit sfârșitul în acest loc sâmbătă noaptea. Pe trotuar a fost amenajat un mic altar unde ard lumânări necontenit. Ba chiar mai mult, pe stâlp a fost pusă și o fotografie a acestui tânăr. Zona este considerată periculoasă de localnici din cauza accidentelor grave petrecute în ultimii ani. Se circulă foarte mult pe bicicletă, iar în 2018 un alt bărbat și-a pierdut viața în același mod. Da, aici e o zonă tranzitată și foarte periculoasă, nu? Din câte am văzut mai... S-au mai întâmplat accidente, da. Se circulă cu viteză. Da. Polițiștii rutieri au început o anchetă în acest caz și a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Șoferul care se afla la volanul mașinii implicate în accident nu era băut. Noaptea trecută, în jurul orei 23:30, polițiștii biroului rutier Pașcani au fost sesizați despre un accident rutier soldat cu victime omenești ce a avut loc pe strada Unirii din municipiul Pașcani. Din cercetările efectuate la fața locului a rezultat faptul că în accident au fost implicate o bicicletă și un autoturism și s-a soldat cu decesul biciclistului. Conducătorul auto a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ, în cauză polițiștii continuă cercetările. Comunitatea șocată de această tragedie așteaptă să se facă lumină în acest caz. Accident rutier grav între o mașină și un tractor vineri 24 iunie după amiază în jurul orei 17 în comuna Todirești. Salvatorii au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului s-au dus echipaje de pompieri și ambulanță din municipiul Pașcani. În cele două vehicule implicate în accident erau 4 persoane, șoferul de pe tractor și 3 oameni în autoturism. După evaluarea medicală de la locul accidentului, 2 victime au fost transportate la Spitalul Municipal de Urgență. Polițiștii au început o anchetă și urmează să stabilească împrejurările în care a avut loc evenimentul rutier.
La data de 24 iunie anul curent, în jurul orei 17, polițiștii biroului rutier au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că pe raza comunei Todirești a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din cercetările efectuate la fața locului a rezultat faptul că între un autoturism și un tractor a avut loc o coliziune care s-a soldat cu rănirea a două persoane. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind zero. În cauza, polițiștii au întocmit un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. De precizat este faptul că în zona respectivă au loc frecvent accidente rutiere. În toamna anului trecut, 4 persoane au fost rănite după ce o auto utilitară ar fi pătruns pe contrasens, a lovit un autoturism, iar apoi a fost acroșată de un autobuz. Tot în 2021, în primăvară, un tânăr și-a făcut mașina praf după ce a intrat într-un stâlp, iar apoi s-a răsturnat pe câmp. Șoferii circulă cu viteză în zonă, deoarece drumul este bun, iar pericolul apare din cauza curbelor numeroase și a vizibilității reduse. Au fost publicate rezultatele la bacalaureat. Printre cei 90-iști din județ se numără și o absolventă de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani. Este vorba despre șefa de promoție, Maria Mălina Harasim, care a luat notă maximă la fiecare probă. Tânăra vrea să continue studiile la drept și țintește să devină procuror sau judecător. Mă simt onorată pe de-o parte, oricum știu că a fost un gram de noroc, dar a fost și un rezultat al muncii depuse de-a lungul timpului. Mai departe vreau să urmez cursurile din cadrul Facultății de Drept de la București. Mai departe aș vrea să dau și la INM și să devin procuror sau judecător. La celelalte școli din municipiu, cea mai mare medie a fost în felul următor. Colegiul Național Mihail Sadoveanu, 9,93, Colegiul Tehnic CFE Unirea, 9,78, Liceul Tehnologic Nicolae Iorga, 8,93 și Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, 7,93. La Târgu Frumos, clasamentul celor mai mari medii este următorul: Liceul Teoretic Ion Neculce, 9,81, Liceul Tehnologic Petru Rare, 7,48 și Liceul Special Moldova, 7,28. La Hârlău, clasamentul este următorul: Colegiul Ștefan cel Mare, 9,96 și Liceul Tehnologic, 8,75. După afișarea rezultatelor la BAC, în aceeași zi a fost perioada pentru depunerea contestațiilor. Soluționarea acestora va fi făcută între 28 și 30 iunie, iar pe 1 iulie se vor afișa rezultatele finale. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, la nivelul județului, rata acumulată de promovare înainte de contestații este de 81,67%, în creștere față de sesiunea iunie-iulie 2021 și peste media națională. Acest procent de promovabilitate situează județul Iași pe locul 2 în ierarhia națională. După ce a fost raționalizată apa în mai multe localități din județ, operatorul județean modifică programul de furnizare și la Pașcani. În perioada 27-29 iunie, în oraș și suburbiile Lunca, Boșteni și Sodomeni, apa va curge la robinete în intervalul 5:30-22:30, iar pe timpul nopții va fi oprită. Măsura a fost luată și anunțată de operatorul județean Apa Vital, cu scopul refacerii resurselor din rezervoarele de înmagazinare, din cauza creșterii consumului de apă. Având în vedere creșterea semnificativă a consumului de apă pe raza municipiului Pașcani și a suburbiilor sale, resursele de apă din rezervoarele de magazinare s-au epuizat cu rapiditate, fiind necesară refacerea periodică a acestora. Din aceste motive, Apa Vital se află în neplăcuta situație de a furniza apă după program zilnic, în intervalul orar 5:30-22:30, către utilizatorii din municipiul Pașcani și suburbiile Lunca, Boșteni și Sodomeni. Apa Vital reamintește utilizatorilor din zonele afectate că furnizarea apei este realizată în principal pentru scopuri menajere, scopurile agricole, respectiv udarea terenurilor, a culturilor agricole și a altor facilități de această natură, nu fac parte din obiectul normal al furnizării apei potabile. Mulțumim pentru înțelegere!
De asemenea, în perioada 25 iunie-11 iulie, apa va fi furnizată după program zilnic, în intervalul orar estimat 6:10 și 18:23, către utilizatorii din localitatea Todirești, în intervalul orar estimat 8:10, către utilizatorii din localitățile Stroiești, Comuna Todirești și Suburbia Blăgești. Probleme cu furnizarea apei sunt și în alte localități din județ. Apa Vitală a anunțat că în perioada 28 iunie 4 iulie, pe timpul zilei, între orele 6:22, nu va fi furnizată apa în localitățile Fântânele, din Comuna Fântânele, Onești și Plugari, din Comuna Plugari, Chișcăreni, Hălceni, Șipote, Iazul Nou, Mitoc, din Comuna Șipote, Hermeziu, Zaboloteni, Vladomira, Trifești, din Comuna Trifești, Perieni, Bălteni, Probota, din Comuna Probota, Iacobeni, Broșteni, Vlădeni, Alexandru cel Bun, Borșa, Vâlcelele, din Comuna Vlădeni, Șoldana, Glăvănești, Spineni și Andrieșeni, din Comuna Andrieșeni. Mai mult, în Comuna Focuri, apa va fi furnizată între orele 8:10 și 18:21, în comunele Coarnele Caprei, Belcești și Gropnița, în perioada 29 iunie-31 iulie. Apa Vitală atrage atenția utilizatorilor din zonele afectate că folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer duce la o creștere a consumurilor peste capacitatea maximă instalată a sistemelor de alimentare cu apă, ceea ce determină dificultăți în asigurarea unui nivel minim de apă în rezervoare, care să permită funcționarea capacităților de pompare în regim normal. Direcția de Sănătate Publică Iași a transmis zilele trecute recomandări pentru prevenirea și supravegherea bolii diareice acute, inclusiv a holerei, boala care a dispărut în ultimii 30 de ani de pe teritoriul României. Măsurile anunțate de DSP Iași vin în contextul în care în Republica Moldova a apărut o tulpină a bacteriei care provoacă holera. Astfel, potrivit autorităților sanitare ieșene, în perioada iunie-octombrie 2022, administrațiile bazinale de apă Prut, Bârlad și Siret vor facilita cu prioritate alimentările cu apă brută pentru tratarea apei în vederea potabilizării. Operatorul ieșan Apa Vital are obligația să aprovizioneze populația cu apă de calitate și în cantități corespunzătoare, excepție fiind situația avariilor. Având în vedere acțiunile pentru prevenirea și supravegherea bolii diareice acute și a holerei, iată că în această perioadă, mai exact din iunie până în octombrie, recomandăm respectarea mai multor măsuri. Apele române vor facilita cu prioritate alimentările cu apă brută pentru tratarea apei în vederea potabilizării față de celelalte folosințe. De asemenea, Apa Vital va realiza aprovizionarea populației cu apă de calitate și în cantități corespunzătoare, iar pentru evitarea contaminării surselor de apă, zonele de protecție sanitară vor fi marcate corespunzător cerințelor legale. Mai menționăm faptul că în preajma lacurilor de acumulare a căror apă este folosită în scopul potabilizării se va interzice în notul și pescuitul prin plăcuțe avertizoare. Primăriile au următoarele obligații: să controleze calitatea apei din fântânile publice prin analize de laborator, iar pe fântânile publice necorespunzătoare să afișeze mesajul "apa nu este bună de băut", să interzică folosirea apelor reziduale pentru stopirea grădinilor de zarzavat, dar și scăldatul în ape curgătoare, lacuri de acumulare sau piscicole prin plăcuțe avertizoare și altele. Mai mult decât atât, unitățile administrativ-teritoriale vor urmări ca alimentarea cu apă animalelor și păsărilor să nu fie realizată direct din cursurile de apă. Vor controla de asemenea calitatea apei din fântânile publice prin analize de laborator. Pe fântânile publice necorespunzătoare se va afișa apa nu este bună de băut. De asemenea, se interzice folosirea apelor reziduale pentru stropirea grădinilor de zarzavat și se va interzice prin plăcuțe avertizoare scăldatul în ape curgătoare, lacuri de acumulare sau piscicole. Măsuri se vor lua și în piețele agroalimentare. În ceea ce privește administrația piețelor agroalimentare, aici se va evita pe cât posibil aglomerația în incinta piețelor, fiind total interzisă vânzarea produselor din alte locuri decât de pe tarabe și, de asemenea, se interzice cu desăvârșire vânzarea de pe tarabe a produselor alimentare perisabile. Acestea se vor vinde doar în spații autorizate, dotate cu instalații frigorifice.
Din cauza cazurilor care apar sporadic, Republica Moldova monitorizează apele de îmbăire neamenajate prin prezența vibrionului holeric. Tulpina izolată nu face parte din categoria celor care provoacă boală la om, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății. De precizat este faptul că holera este o boală infecțioasă intestinală acută, care se transmite contagios, cauzată de o bacterie numită vibrionul holeric. Aceasta este o boală bacteriană care se răspândește în general prin apă contaminată. Holera provoacă diaree severă și deshidratare. Dacă nu este tratată, ea poate fi fatală în doar câteva ore, chiar și la persoanele cu un sistem imunitar puternic. Amenzi de la 100 de lei și până la 2500 de lei pentru cetățenii și persoanele juridice care distrug spațiul verde sau nu respectă regulile de curățenie în orașul Târgu Frumos. Administrația locală a aprobat un regulament de protecție a spațiilor verzi, de organizare, dezvoltare și întreținere. Documentul a fost supus votului legislativului local în ședința de la sfârșitul săptămânii trecute. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de protecție a spațiilor verzi, de organizare, dezvoltare și întreținere a acestora este teritoriul orașului Târgu Frumos. Inițiatorul viceprimar Alex Angelu și Oana. Asta legislația în domeniul protecției mediului ne obligă să aprobăm acest regulament de protecție a spațiilor verzi, iar reglementează absolut chestiuni de responsabilitate, responsabilitatea OAT-ului, orașului Târgu Frumos, în ceea ce privește amenajarea acestui spațiu, va fi o comisie care va analiza cererile depuse atât de către asociații de proprietari, persoane fizice, persoane juridice și tăierile, respectiv toalidările arborilor, se va face conform acestui regulament, în condițiile legii. În regulament sunt condiții de avizare a tăierilor și toaletărilor de arbori și arbuști, precum și condiții de amenajare și reamenajare a zonelor verzi prin plantări. Potrivit documentului, asociațiile de proprietari, societățile comerciale, alte persoane fizice și juridice, administratori legali sau proprietari de imobile sunt obligate să efectueze curățenia și întreținerea zonelor verzi aferente acestora. Locuitorii caselor particulare au obligația de a menține curățenia în zona verde din dreptul locuinței, inclusiv zona verde situată între gard și trotuar. Aceleași obligații revin instituțiilor și agenților economici din orașul Târgu Frumos. În ceea ce privesc sancțiunile, acestea pornesc de la 100-200 de lei pentru persoane fizice pentru ruperea florilor și pot ajunge până la 2500 de lei pentru nerefacerea în termen de 48 de ore de la finalizarea lucrării, a stării inițiale a terenului după intervențiile legale făcute de persoane fizice sau juridice, sau amplasarea bătătoarelor de covoare și a sârmelor pentru uscatul rufelor pe domeniul public în jurul blocurilor de locuințe și al gospodăriilor individuale. Municipiul Iași a câștigat titlul de destinație a anului 2022 în categoria City Break, finala națională, în cadrul unei competiții de promovare a turismului intern. Orașul celor 7 coline a câștigat în fața celorlalte două finaliste, Brașov și Târgoviște. 21.655 de români au nominalizat destinațiile preferate în competiția vacanțelor în România, iar 25 de membri ai juriului format din blogger și experți în turism au adus propria perspectivă asupra destinațiilor calificate în finala etapei. Odată cu câștigarea acestui titlu, Iașul va beneficia de promovare intensă drept o destinație perfectă pentru City Break. Cea mai veche universitate din România, Alexandru Ioan Cuza, primul teatru evreiesc din lume, primul muzeu de istorie naturală din țară, cea mai veche grădină botanică din România, prima piesă de teatru în limba română și primul teatru național sunt momente și realizări marcante pe care Iașul le-a găzduit de-a lungul timpului. La Iași este unul dintre cele 7 teatre din lume care îți taie respirația. Clădirea actuală a Teatrului Vasile Alexandrie ocupă locul 2 în acest top realizat de BBC. La Iași sunt peste 500 de monumente istorice și 10 de muzee. Iași este capitala culturală a României. Este descrierea de pe platforma destinațiaanului.ro. Tabloul unui Iași istoric nu poate fi complet fără o vizită la palatul din centrul orașului.
Vlad, eu știu despre Palatul Culturii că practic este un complex muzeal, că sunt mai multe, 4 muzee, dacă știu bine, în interiorul clădirii. Astăzi abia aștept să descoper acest palat în toată în întregime, exact, în tot ce oferă el. Și eu. Suntem în Muzeul de Istorie, unul din cele 4 muzee care sunt existente în Palatul Culturii de aici din Iași. Orașul celor 100 de biserici reunește edificii ale cultului ortodox, catolic, armean, lipovenesc sau neoprotestant. Pelerinul va descoperi monumente religioase încărcate de istorie și spiritualitate, morminte ale ctitorilor și ale ierarhilor sau o iconografie bogată. Tot în Iași veți găsi și un muzeu mai puțin cunoscut, chiar și de către locuitorii orașului. Călătoria noastră în Iași nu poate fi completă fără o vizită la Catedrala Metropolitană și cum a explora înseamnă și a descoperi locuri mai puțin cunoscute, Andreea și Vlad ne îndrumă către un spațiu mai puțin știut chiar și de către ieșeni. Muzeul Metropolitan, un muzeu în întregime subteran, ceea ce îl face unic printre spațiile de acest tip din România. Locul ne impresionează și cu o galerie numită și Calea Crucii, un coridor îngust ce înconjoară practic prin exterior fundația catedralei. Suntem impresionați de locul în care ne aflăm acum și spuneți-ne câteva cuvinte despre acest spațiu. Suntem într-un loc aproape perfect, rotund, circular, se numește sala Baptisteriu. Baptisteriu de la botez, de la baptism. De fapt, este o sală de botez pentru cei adulți. În mijloc vedeți locul în care aceștia sunt botezați. Sala este rotundă pentru că s-a ales această formă ideală a Universului. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, alături de Alianța pentru Turism, a fost partener în cadrul celei de-a doua ediție a competiției Destinația Anului 2022. Concursul este de fapt o acțiune de promovare a turismului intern, care are drept scop popularizarea locurilor emblematice ale României în mediul online. Cu câteva zile înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare, Primăria Pașcani a solicitat votul consilierilor pentru un proiect de finanțare prin care să fie construite 3 blocuri pentru familiile cu probleme sociale. Legislativul local a fost convocat în regim de urgență pe 23 iunie, iar ședința a avut loc în aceeași zi, începând cu ora 14, pentru că nu au avut suficient timp să citească proiectele, iar cererea de finanțare urmează să fie depusă în ultimele zile. Consilierii din opoziție au cerut explicații primarului de ce nu a făcut acest demers mai devreme, din lunile aprilie sau mai, așa cum s-a întâmplat în mai multe localități din țară. Vă spun că astfel de proiecte au fost depuse la Buzov pe data de 18 luna 3-a, martie. Nu depuse, votate în plenul. La Slobuzia pe 17-a 3-a, tot în martie, la Bistrița pe 16-a 5-a, o lună, deci vă dați seama, o lună și ceva, Slobozia 17-a 5-a, Zalău 20-a 5-a, Alexandria 20-a 5-a și lista poate continua. Păi, ăștia e interesant. Ăștia e într-adevăr interesant. În replică, primarul Pășcănean a explicat că inițial ar fi dorit să depună o cerere de finanțare pentru amenajarea unei piste de biciclete, dar a renunțat la proiect, deoarece nu au fost făcute până acum cărți funciare pentru străzile respective. Intenția noastră era să facem mai întâi pistele de biciclete din acești bani. Nu le putem face pentru că, am spus mai devreme, cărțile funciare, majoritatea cărților funciare pe străzile din Pașcani sunt cărți funciare provizorii. În același context, consiliera Gabriela Nedelcu a tras atenția că ar fi trebuit să fie mai importante locuințele pentru tineri decât pistele de biciclete și că terenul unde ar urma să fie construite locuințele sociale, în spatele fostului sediu al Preserv APA SA, a fost dat Agenției Naționale de Locuințe pentru construirea unor blocuri ANL și că a fost aprobată o hotărâre în acest sens. Primarul a explicat că, dacă cererea de finanțare va fi aprobată, se va renunța la proiectul de construcție
blocurilor ANL, pe motiv că documentația nu ar fi completă. De terenul care se construiește pe strada? Este terenul din spate la preserv, ăla care era cu destinație. Moldovin mărturiște. Asta aici. Moldovin mărturiște. Nu-i dat cu destinații pentru creșă și ANL? Sau? Acolo, când nu vă schița cadastral ca să-mi dau seama unde am plasat aceste blocuri. Acum, dumneavoastră știți că este o hotărâre de Consiliu Local, care pe terenul ăsta ar fi destinația pentru ANL. Cei de la ANL, am avut o corespondență cu ei acum un an de zile, au spus că nu au documentațiile complete trimise de fosta administrație. Trebuiau trimise niște documente acolo, în așa fel încât proiectul cu ANL să meargă mai departe. Nu s-au trimis acele documente. Deci astăzi cu ANL-ul suntem în stand-by. Proiectul a fost votat de consilieri după un schimb de replici între consilierul Sorin Olariu și primar. Mi-ar fi plăcut să aveți în vedere și pe operațiunea A2, dacă tot ați făcut proiectul, pentru renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială. Să vă iați bun, ma campanie la care le dăm câte o sacoșică așa acolo și fac pe o votat. Și, deci nu merită oamenii ăștia, mă refer la blocurile de acolo, Scudas, Scudas. Vor să audă, vorbim, vorbesc. Da, vor să audă. Păi, vedeți, domnul Pintilin, vedeți? Adică de ce să faci și pentru amărețirea niște proiecte? Dar cine a spus adică, că nu vrem să facem? Adică eu acum vreau să spun că vreau să mă vorbim? Da. Cum vă permiteți așa ceva? Vorbiți. Domnul Pintilin, dacă nu vă interesează, v-am mai spus, nu mai participați la ședințe. Cine a spus că nu mă interesează? Consiliul local, da? Păi, exact acum asta a spus. Nu vă convine, plecați. Am spus eu așa ceva? Păi a spus, exact asta a spus, prin faptul că să vorbesc numai ca să audă. Dar n-am înțeles, cine sunteți dumneavoastră vorbiți, ca să faceți referire la ce spunem noi? Vă rog să vorbiți cât doriți, vorbiți, vă rog. Vorbiți. Mai bine v-ați ocupat să faceți ceva lucru așa, nu să nu lăsați de mine. Vorbiți, vă rog eu. Numai de falsuri și de istorică ținezătă de... Menționăm că suma necesară pentru construirea celor trei blocuri este de aproape 1 milion de euro, fără TVA, bani care ar urma să fie obținuți prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Fiecare bloc va avea câte 6 apartamente, iar construcțiile sunt proiectate pentru un consum mic de energie. Legislativul pășcănean este convocat din nou în ședință, de această dată ordinară, pe 30 iunie, de la ora 10. Pe ordinea de zi sunt înscrise 15 proiecte de hotărâre, 3 inițiate de viceprimarul Cristian Rățoi, iar restul de edilul municipiului. Ședința va începe cu o serie de proiecte privind modificarea bugetelor municipiului, repartizarea unei locuințe sociale, precum și schimbarea destinațiilor unor terenuri. În aceeași ședință este supusă aprobării noua grilă de salarizare pentru funcțiile publice și contractuale de la Primăria Pașcani. Conform documentului, salariile urmează să fie majorate cu o medie de 10%. De asemenea, executivul propune și modificarea și completarea de activități culturale, sportive și educative, programate până la sfârșitul anului, precum și programul de activități al Casei de Cultură Pașcani. Pe ordinea de zi se mai află și proiectul prin care consilierii sunt chestionați din nou dacă își asumă sau nu responsabilitatea organizării licitației pentru distribuirea produselor pentru elevi prin programul Cornul și Laptele.